În urmă cu vreo 500 de ani, pe vremea războiului celor două roze, în ținutul Shoreby din Anglia, trăia o mână de oameni viteji adunați mănunchi în pădurile din împrejurimi. Haiducii săgeții negre. Săgeata neagră, căpetenia lor, era Ellis Dugorse. Și ca pretutindeni asemenea haiducilor lui Robin Hood sau Wilhelm Tell, săgețile negre pedepseau nedreptățile săvârșite de stăpânii meleagurilor pe unde trăiau. Shoreby, ținut frumos din nordul Angliei, tremura pe atunci sub pumnul lui Daniel Berkeley, temut pentru cruzimea sa, pentru soldații săi, pentru judecățile în care totdeauna ieșea învingător, deși niciodată dreptatea nu era de partea sa. Își adunase în jur o seamă de nobil lacom și se bucura de prietenia părintelui Olivar, duhovnicul acestor meleaguri. Povestea noastră începe într-o zi, când din arcul lui Ellis își nise o nouă săgeată care se împlântase direct la țintă, alături de capul unuia din vătafii lui Daniel Berkeley. Așa. Data viitoare nu-mi mai iert. Ce spui, Martin? Ce să zic? Așa-i trebuie. Dar ce-ai scris pe biletul acela pe care l-ai agățat de săgeata neagră? Patru săgeți negre la brâu am purtat pentru toate relele ce le-am îndurat. Patru pentru câți netrebnici erau, care pe grumaz ne apăsau. Una-i dusă, s-a sfârșit. Crudul Appleyard a dârdâit. Pentru Hatch, a doua e la rând. A treia pentru popa Oliver, ce a culcat cu un vârf de jungher pe Harry Shelton la pământ. Iar a patra, Sir Daniel, te va ucide ca pe un Michel. Semnat Ellis Dugorse, din Pădurea Verde. El și veselii săi ortaci. Săgețile negre! După iuțela cu care a fugit Appleyard, sunt sigur că acum așa a ajuns nisiva mea în mâna marului vinovat, care-i cu fiecare mor de-al nostru și îngroașa averea lăundu-i petecul de pământ. Scrie-i în bilet dunoare care e Harry Shelton. E vorba de unul din oamenii dumitale? De unul dintre viitorii mei fârtați? Da, de unde? Era un nobil, un cavaler. Dar ținea cu omul nevoiaș. La el găseau întotdeauna săgețile negre un sprijin la nevoie. Și? L-a ucis Sir Daniel și părintele Oliver ca să se răzbune pe noi. Iar pe fiul lui l-a luat la el ca să-i mănânce averea, ci că îl crește, îi e tutore. Bietul băiat. Și el știe? Nu, dar vom avea noi grijă să afle. Acum e mare și a sosit vremea să-și răzbune tatăl. Să mergem, Martin. Ne așteaptă săgețile negre, marea noastră familie. Săgețile negre! Ura! Iată, fraților, el e Martin Mile. Primiți-l cum se cuvine. E și el un proscris. Ellis, ce vești ne mai aduci? Cum mai arată ținutul Shoreby, eh? Am aflat că cele două roze se încaieră. Pentru noi însă e tot una care va ieși biruitoare, deși parcă se aude ca cei din casa York ar avea gânduri bune și pentru norod. Dar cine poate ști? Da, cine poate ști, așa e. Dar despre Dick Shelton, ce vești ai? I-a trimis veste printr-o săgeată neagră care l-a făcut să ia la fugă pe tâlharul de Apple Yard. La un hal în apropiere de Shoreby, se oprise Sir Daniel Berkeley în fruntea unui pumn de oșteni în drum spre câmpul de bătălie. Se afla într-o cameră de la primul etaj cu Dick Shelton și preotul Oliver. Foarte revoltat, Dick îi adusese săgeata neagră trimisă de Appleyard, care era, după cum știm, unul din oamenii de încredere ai tutorelui său. Aici scrie limpede, Sir Daniel, ce-a culcat cu un vârf de jungher pe Harry Shelton la pământ, pe tata. E mai mult decât clar, nu credeți? Spune-mi, rogu-te, Dick, atât de vitreg m-am arătat eu față de tine, încât atât de repede să dai crezare unui bilețel oarecare?
Pe Dumnezeul meu, nu așa era tatăl tău. Când se însoțea cu cineva, acelui îi ținea parte de s-ar fi năruit și pământul. Asta așa e. Nu s-ar fi luat el după orice fel de bilețel. Sir Daniel, îți sunt recunoscător și plin de credință pentru tot ce ai făcut pentru mine. Dar trebuie să aflu ce e adevărat în biletul acesta. Ai dreptate, Dick. Tatăl meu a pierit când eram copil. Mi-a ajuns însă la ureche că ar fi căzut pradă unii mișelii. Iar acum vine biletul acesta. Nu doresc nimic mai mult decât să te pot crede, Sir Daniel. Cuvântul meu ți-e de ajuns, dragă Dick? Da. Atunci ți-l dau. Pe cuvântul meu de cinste. N-am avut nici parte, nici amestec la moartea tatălui tău. Iată mâna mea. Iartă-mă, Sir Daniel. Am fost un netrebnic că m-am îndoit de tine. Cu atât mai mult cu cât cei ce au ticluit biletul n-au vorbit de-a dreptul despre tine, ci despre părintele Oliver. Ce? Și el trebuie să jure. Nu, Sir Daniel, să jure, să fiu întru totul liniștit. Eu? Să juri eu? Păi da, să juri, trebuie să juri. De ce nu? Uite aici, pe ceaslovul acesta. Nu, acum nu mă simt bine, Sir Daniel, altă dată. Dar acum, Sir Daniel, pune-l să jure, doar în slujba ta. Păi trebuie să juri. Ce, vrei să te bănesc și eu? La dracu cu toate săgețile astea negre. Aleargă, Dick, și vezi ce fac străjile. Ce naiba te-ai pierdut așa, părinte? Ți-au cam slăbit balamalele. Trebuie să aduc pe aici un popa mai tânăr. Ai să juri pe crucea din Hollywood. Cerul să te luminezi, dar cum poți să-mi ceri mie așa ceva? Atunci îi voi mărturisi că dumneata ai făcut fiertura aceea veninoasă pe care Hedge i-a turnat-o lui taică să-l ureche. Doamne Dumnezeule, Sir Daniel... Ascultă, sfinția ta, dacă ești pus pe cuvioșie, să știi că te-ai trezit prea târziu. Băiatul ăsta a început să mă sâcâie mai ceva decât o viespe, dar am nevoie de el. Acum când războiul nu ne mai ocolește, pentru că are 1000 de oșteni bine instruiți. Am hotărât să-i tocmesc și nunta, după care am eu un alt plan ca să ne rămâie nouă toată averea lor. Așa că trebuie să-ți iei inima în dinți și să-i arzi un jurământ pe cinste. Dacă nu te lași pe mâna lui să te judece cum o știi că i-ai ucis tatăl. Nici o urmă, Sir Daniel, săgeata tâșnit din desiș. Ce să lăsăm fleacurile astea, Dick, și să ne continuăm treaba serioasă pe care o începusem. E, cum e, părinte? Iată, te las singur cu Dick. De ce? Nu e nevoie. Nu? Dick, iată, îți jur pe Sfânta Cruce din Hollywood că nu l-am ucis pe Harry Shelton. Iar adevărații lui ucigași, iată-i, Dick, cei care trimit asemenea săgeți. Săgețile negre? Oare ei să-mi fi omorât tatăl? Îți jur. Nu, părinte. Jurăm. Sir Daniel și dumneata, părinte Oliver, mare greutate mi-ați luat de pe inimă. Iertați-mă amândoi, dacă puteți. Iertați-mă. Din partea mea, fi iertat. Dumnezeu să te ierte, fiule. Atunci alerg de grabă unde m-ai trimis. Mergi cu bine, fiule, și adună toți oamenii de pe domeniile mele. Spune-le, curtea de Lancaster are nevoie de brațul vostru. Am înțeles? O făcurem și pe asta. Cinstit spunând, începusem să mă cam îndoiesc de dumneata. Dar pe cine chem? Pe Hedge, omul nostru. Da? M-ați chemat, Sir Daniel? Da, Hedge, am nevoie de tine. Du-te mai devreme la castel cu părintele Oliver și pregătiți cele de cuvinte pentru găzduirea domnișorului Dick în camera de peste capela mică. Rangul său cere să nu mai doarmă în dormitorul copiilor. Sir Daniel, ce vrei să faci? Numai dacă va fi absolută nevoie, părinte. Numai dacă va fi nevoie. Totul trebuie însă pregătit. Ai înțeles, Hedge? Prea bine, sir. Camera în care s-a culcat atunci și Harry Shelton. Chiar a dumneata i-ai picurat o travă în ureche. Urâtă treabă, Hedge. Bine, dar a fost găsit pe câmp cu un junghier în spinare. Așa i se va întâmpla și lui fiusu dacă nu-și bagă mințile în cap. Vom vedea cum se va purta azi în bătălie. Dacă nu va fi cum îl vreau, diseară... Hai, duceți-vă! Ai grijă, părinte, să fabrici o lumânare pe măsura rangului unui lord. Da. Sol din partea lordului Risingham, suzeranul nostru. Aici, la Han? Să intre solul. Revide, sir. Bună să-ți fie inima, Sir Daniel, și să ai parte de marea cinste care ți se oferă. Lupta a început azi dimineață. Avangarda dușmanului e frântă, iar aripa dreaptă risipită. Dacă ne-ar veni ceva întăriri, i-am azvârlit pe toți în albia râului. Așa că grăbește-te. Doar n-ai de gând să rămâi printre cei din urmă. Da, de unde? Tocmai porneam la drum.
Nu-s nici două ore de când mi-a sosit glosul oștirii, cinstite sol. Așa că pornim imediat. Ia-o dumneata înainte și spune lordului că Sir Daniel Brackley va veni ca un uragan. Hei, pangiule! N-auzi, neam de șoarece. Sunt aici, domnule. E, unde-i fata? Care-i fata, Sir Daniel? N-am văzut nicio fată. Atunci, băiatul, nătărăule, dacă n-ai avut ochi să vezi că era fată. Cel care purta o mantie purpurie și n-a vrut să se atingă nici de mâncare, nici de băutură. Ori nici asta n-ai văzut. Ba da, ba da, băiatul l-am văzut. Jack, parcă îi spuneați. L-am văzut. Adică, am văzut-o. Am văzut-o punând șaua pe armăsarul cel roșcovan al domniei tale. Cum? A, pe Sfânta Cruce, fata asta a valorat pentru mine 500 de funzi. Sir Daniel, domnia ta stă aici temânii pentru 500 de funzi, iar acolo regatul Ingliteriei e pus la mezat. Bine zici, cinstite sol. Selden! Aici, înălțimea ta. Ia-o mână de oameni și aleargă după ea. Să fii atent. Nu mă uit cât costă, dar când mă întoarce de la bătălie, fata să fie la castel. Și dă-i de știre și lui Richard Shelton că am plecat spre Tânste la bătălie să mă urmeze coștenii pe care i-a adunat. Haide! Brackley plecă în fruntea oștirii sale spre Tunstall, iar Shelton cu oamenii lui după fata îmbrăcată băiat. Ea era cea pe care o hărăzise de soție lui Dick și al cărui drept de nuntă îl cumpărase de la stăpânire. Faptul că o îmbrăcase băiat dovedea că o adusese împotriva voinței ei, că o răpise chiar. Fata îmbrăcată băiat se rătăcise prin mlaștina care mărginea partea dinspre sud a pădurii unde se găsea săgeata neagră. Aici, Ioana Sedley, așa o chema pe fată, dădu chiar de Dick Shelton. Acesta tocmai zărise armăsarul lui Sir Daniel. Hei, e cineva pe aici? Este! Hei! Al cui cal acesta? Hei! Sir Daniel, unde ești? Hei, drumeții! Unde aici, unde aici? Uite aici, m-am rătăcit. Ia te uite! Ce-i cu tine, băiete, și cum ai ajuns aici? Am fugit de la Daniel Brackley. Ai fugit? Da, da, m-a luat ostate pentru datoria a lordului Foxham. I-am luat calul și alerg la mănăstirea din Hollywood, unde mă așteaptă unchiul meu, starețul. De mâna, o să te scot eu la drum bun. Ba, chiar o să te duc până la Hollywood, deși eu am drum în altă parte. Totuși ești un pur simpatic, deși ți-e nasul plin de pistrui. Îți mulțumesc, domnule. Shelton mă cheamă, Richard Shelton. Spune-mi, Dick, tu? Pe mine mă cheamă Jake Medham. Împreună cu Ioana au pornit pe mănăstirea din Hollywood. Între timp, o iscoadă de-a săgeților negre a sosit și l-a pus pe Ellis Digwars în curent cu planurile lui Sir Daniel, cu fuga fetei și cu întâlnirea celor doi. Foarte dibaci, Sir Daniel, nu? I-a băgat în cap băiatului că noi i-am omorât tatăl și acum vrea să-l ucide și pe el ca să-și rotunjească averea. Bineînțeles că după ce îl va otrăvi cu veninul fier de popa Oliver, îi va împlânta o săgeată neagră în spinare și îl va arunca pe câmp ca să-l descopere altcineva. Când vrea să se vârșească această nelegiuire? Diseară, după ce vine victorios la bătălie. Victorios nu o să vie el de la bătălie. Au plecat pe urmele lui toți oamenii mei. Or să-i împuțineze rândurile oștirii în așa fel încât la Tunstall o să ajungă singur. Cei doi băieți încotro au luat-o. Spre Hollywood. Prieteni, da? Tu mai și tu nou. Luați-o pe urmele lor și aduceți-i aici. Fiți atenți, Dick e viclean și destul de voinic. Să nu-i pricinuiți vreun rău. Nu e nicio grijă. Ce s-a întâmplat? Un grup destul de numeros, format din oamenii lui Sir Daniel, trec prin mlaștina. O fi și Sir Daniel printre ei. Băieți, știți locurile? Da, știu. Unul să nu vă scape. Nu e nicio grijă. Și cu Dick cum rămâne? Cu Dick și cu celălalt băiat. Rămân acum pe planul 2. Până diseară mai e, nu e nici prânzul. E păcat să ne scape asemenea prilej. Hai, te cai, flăcai! Dick și Ioana nu ajunseseră prea departe.
urcaseră tocmai un deal de unde se vedea cam palmă locul unde avea să se depene peripețiile luptei dintre oamenii lui Brackley și săgețile negre. Oștean cunoscător în ale războiului, Dick și-a dat imediat seama de partea cui va fi biruința. Dick, hai, ce te totuiți? Hai de mai repede la Hollywood. Tocmai acum tu nu vezi ce se întâmplă acolo? Lasă-i să se bată între ei. Dar nu se poate, sunt oamenii lui Sir Daniel. Tocmai de aceea, vor să mă prindă pe mine. E chiar Selden cu ei, a pornit în urmărirea mea. Oamenii lui Sir Daniel sunt și oamenii mei, băiete. Cu Selden am vânat împreună și de la el am deprins meșteșugul armelor. Să-l părăsesc tocmai acum în ceasul primejdii? Dacă aș face una ca asta, mi-aș pierde cinstea pentru totdeauna. Dar ai jurat, Dick, ai jurat că mă duci până la Hollywood. Doar n-ai jurat, trâm, nu-i așa? Dacă mă părăsești, înseamnă că-ți calci jurământul. Simt că mi se urcă sângele la cap. Tu nu vezi ce-i în preajma, mlaștini. Încă puțin și săgețile negre vor năvăli. Lasă-mă să trec, băite, că dacă nu ai să-mi cunoști pumnul. Nici nu mă gândesc, am să te silesc să ții jurământul. Pleacă din calea mea, pleacă-ți spun. Nu te las, încearcă să mă dai deoparte dacă poți. Lasă-mă. Nu te las. Unde pui, Dick? Deci stai, vin și eu. Mi-e frică singur, nu singur, mi-e frică. E treaba ta, vin atunci repede să le alergăm în ajutor. Mai bine să încărecăm calul și să ne repezim urlând spre mlaștină. Urlăm, le dăm de știri și pe urmă fugim la Hollywood, da? Ai dreptate, uitasem de calul tău. Ești un prieten de nădejde, Jack. Iartă-mă dacă am fost cam dur. Viteazule, sus în șa. Hai, hop! Prea târziu. Uite, bietul Selden, o săgeată l-a izbit drept în inimă. Acum noi ce facem? Ce naiba stăm aici în bătaia săgeților? Dick, n-auzi? Uite că fug după noi săgețile negre! Repede, repede în scorbura aceasta! Uite, aici încape și un cal. Ai grijă. Așa. Ușor, așa. Bine, așa, bine. Trebuie să-mi le bagă. Acum poate să ne caute cât ori vrea. Nu se vede, băi? Am scăpat. Ce deștept ești tu, Dick. Nici tu nu ești prost. Hai, dă mâna și să ne facem prieteni pe veci. Să jurăm, vrei? Sigur că vreau. Jur. Și că nu o să ne însurăm niciodată. Ce-ți venit, Dick, acum cu însurătoarea, m? Ia că mi-am adus aminte că unchiul Daniel vrea să mă însoare. Și tu nu vrei? Nici gând. Da, parcă l-auzisem vorbind pe Sir Daniel de așa ceva cu părintele Oliver. Cum? Și cu cine zicea, mă rog, că trebuie să mă însor? Cu o fată, Ioana Sedley. Dar am auzit că biata fată se jelea, că nu-i plăcea alesul. Ia te uită ce ciudate sunt fetele. Auzi să se jelească când nici nu mă cunoaște. Dar ea, cum e? O cunoști? Frumoasă sau urâtă? Blajină sau aprigă? În fond, ce te privește de vreme ce ai jurat să nu te însori? Ai dreptate, mai bine să încercăm să dormim în ceas. Soarele aproape de amiază. Dar pe urmă mă duci la Hollywood, nu-i așa, Dick? Doar am jurat. Așa-i. Hai să ne culcăm. Am dormit destul, e aproape seară. Și parcă se aude un clopot, a? Un clopot în pădure, ce tot visezi. Ba, ai dreptate. Să știi că vine cineva chiar pe cărarea asta. Dar de ce sună din clopot? De ce? Dumnezeule, uite, e un lepros. E îmbrăcat tot într-o mantie albă. Are o glugă pe cap, e și orb. Uite cum caută drumul cu toiagul. Să fugim, Dick. Dick, am înghețat. Am înghețat tot sângele din mai bine, mine. Mai bine, Jack, să ne ascundem după pomul ăsta gros. Nu o să ne simtă, stai aici. Oameni buni! Hei, oameni buni! Ajutați-mă! Ce facem, Dick? Ne-a simțit. Dacă la tine murim, cum să-l ajutăm? De ce tăceți? De ce vă ascundeți? Ce vrei, omule? Du-te în drumul tău, cum te putem noi ajuta?
Nu știi că nu te poate atinge nimeni? Nu știi că de aceea trebuie să porți clopot? M-am rătăcit. Scoteți-mă voi la drum bun. Dați mâna unui biet lepros. Hei tu, ăla mic, n-auzi? Dick, vede! Ai. Ce-ai făcut, nenorocitule? Ai speriat băiatul? Nu te apropia de el. Nu te apropia, n-auzi, că de nu? Uite, arbaleta asta îți va găuri scăfârlia și va mântui lumea de un nenorocit și pe tine de nenorocire. Ce faci, Dick? Se poate să omor prietenii? Dumneata erai sor, Daniel! E chiar eu ce te mire așa! Și de ce te-ai veșmântat așa păcatele mele? Ca să pot ajunge nevătămat la castel. Ca să pot trece liniștit prin codrul ăsta care mișună de săgețile negre. Și cu ăsta ce-i? Ce-a leșinat așa ca o domnișoară? Sau o fi chiar fată? E băiat, sir Daniel, dar e mai slab din fire. Acum drept să spun și mie mi-a cam sărit inima din loc. Să te vadă un lepros care nu vede și să vrea să-l iei de mână, asta e prea de tot. Parcă l-aș cunoaște. Sigur că-l cunoști. E băiatul pe care l-ai luat cazăloc până îți plătește datoria lordul Foxham. El ți-a spus-o? Chele, Jack Mayhem. Așa e. Hei, atunci trezește-l. Hai, Jack. Preacă-l la nas cu buriana Jack, asta albă. Hai, așa, uite că-și revine. Iată, uite la el ce ochi face când mă vede așa, fără glugă. Hei, Jack, ce te-ai speriat așa, ca o fată? Sir Daniel, leprosul. V-am băgat frica noastră, a? Oho, și asta numai din cauza săgeții negre. Și pe aici a fost o luptă. Bietul Selden a pierit. Pe brațul meu drept, vă jur că am să-l răzbun. Dar astea nu trebuie să le discutăm aici, în mijlocul codului, unde te poți trezi în orice clipă cu o săgeată între umeri. Să mergem la castel. Hai, Jack, apucă tu clopotul și sună. Așa. Iar tu, Dick, prinde-te de un capăt al bastonului. Eu o să mă prind de celălalt. Așa. Nimeni nu o să știe că sub mantia asta se ascunde însușor Daniel Blackley. Ioana n-a ajuns la mănăstire, ci în mâinile lui Daniel Blackley. De îndată ce intrară în castel, acesta porunci să-i se înfățișeze preotul Oliver. M-ai chemat, Sir Daniel? Ai pregătit cele de cuvință, așa cum te-am rugat? Da, da, desigur, desigur. Am făcut o lumânare groasă și aurită ca pentru un lord. Vom avea o înmormântare regească. Prea bine, părinte. Va trebui însă să mai pregătești una. Încă una? E, da, pentru că întâi vom avea o nuntă. Aha. Vom folosi lumânările și colo și colo. Și pe cine voi cununa? Pe cei pe care vei înmormânta apoi. Sir Daniel, cred că mi-au luat Dumnezeu mințile. Nu mai pricep nimic. Și totuși e foarte simplu. Sir Richard Shelton se va căsători cu Ioana Sedley, pupila lordului Foxham, al cărui drept de nuntă l-am cumpărat eu. Deci, în caz de deces, întreaga lor avere rămâne tutorelui băiatului. E clar, părinte? Nici nu se poate mai clar. Și fata are ceva avere? Ceva avere, zici? Tu crezi că m-aș mânji eu pentru un fleac? Averea ei le întrece de 10 ori pe a mea și a lui Dick la un loc. Nu s-ar putea fără cadavre, Sir Daniel. Nu văd altă cale. Se noptase de-a binelea când Hatch îl conduse prin curtea castelului spre noua sa cameră pe Dick. Părintele Oliver o încuiase pe Ioana în biserică, iar Sir Daniel poruncise slugilor să facă toate pregătirile pentru ospățul de-a doua zi. Și ce spuneai, Hatch? Mișună pe aici stafiile? Da, domnule. Atunci oare ce-o fi venit lui Sir Daniel să-mi dea tocmai camera asta? Sau el nu știe? Ba, știe, știe. Dar zice că nu crede în ele și că un cavaler adevărat nu trebuie să se sperie de așa ceva, ca o babă. Asta așa ar trebui să fie. Mie însă, drept să spun, mi se cam strânge inima când aud de stafii. În sfârșit, o să mă bag în pat cu plapuma peste cap și gata, n-am să mai aud nimic. Da. Și tatăl domnii tale a dormit în camera asta.
cu o noapte înainte de a fi găsit cu junghierul în inimă. L-am naștit. N-am știut. Și era un om foarte cum se cade, Sir Harry. De ce se întâmplă? Ajutor! Ajutor! Săgeata! Săgeata mea! Stai, stai, stai să chem strânjile! Să-l prindem! Nu! Nu! Nu cheamă pe nimeni, Dick. De ce să te iert? Eu l-am ucis pe Harry. Hedge? Shelton, cu venin. Oliver și Sir Daniel m-au... Hedge! 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 Ah, blestemat să fii, ucigașule! Aflând din gura făptașului adevărul despre moartea tatălui său, vrut să strige, să urle, să se repeadă și să se răzbune pe Sir Daniel. În clipa în care voia să se repeadă să-și ducă gândul la îndeplinire, o altă săgeată zbârnei prin aer și se făcu bucățele de zidul din dreapta lui. Dick ridică biletul ce se găsea înfipt în coada neagră a săgeții și urmă întocmai sfaturile de acolo. Iar dacă totuși, uneori, treburile n-au ieșit cum le plănuise Alice Duckworth, e fiindcă a avut un cuvânt de spus și neprevăzutul, acel factor care joacă un mare rol în povestirile aventuroase. Sir Daniel! Sir Daniel! Nenorocire! Ce s-a mai întâmplat de-ai putut să-ți pierzi iar cumpătul în halul acesta, părinte? Stai jos și liniște! Aici a fost găsit cu o săgeată înfiptă în spate! Cum? Neagră! Iar fata a dispărut din biserică! Nenorocitule! Dic, cel puțin unde o fi? O fi fugit și el? Nu, asta mai lipsea! E sus, în camera de peste capela mică! De unde știi? Camera iluminată și din când în când îi se vede umbra mergând de colo până acolo. Pare a fi agitat! O fi trâncănit, Hedge, ceva înainte de a-și da sufletul cel murdar! Nu știu, poate a fost ucis după ce l-a condus pe Dic. Ar fi o salvare. Și fata acum de-a dispărut, părinte, ți-o dăduse în grijă. Mie parcă miroase a trădare treaba asta, părinte. Doamne, Dumnezeule mare, dar cum poți spune așa ceva? Eu să te trădesc pe domnia ta? Atunci unde-i fata? Unde-i? Dar nu știu, Sir Daniel, nu știu și face, parcă a intrat în pământ. Straja spune că a văzut o stafie. Stafii? Proștii! Da, alarma! Ți-ai revenit, Jack, dar slab de cuget mai ești. N-am văzut în viața mea o stafie, Dick. De ce am leșinat? Eu eram stafia. Hei, cum te simți? N-are nicio importanță de vreme ce sunt lângă tine. Am așteptat să te trezești ca să putem fugi împreună. Afară ne așteaptă prieteni de nădejde. Da. Dick, da. Se aud paște de sub. De sub e o capelă. N-are cine să umple pe acolo. Pașii se aud în coridorul tăinuit pe care vine ucigașul meu. Să poftească, nu o să-i meargă prea bine. Vino, vino aici lângă mine, așa cum se poftească. Da, Dick. Uite corundușul meu. Da, pătrund de lumină, nu? Sst, e un chepeng. Îl ridică cineva. Acum se apară capul și pieptul ca să am în ce ținti. Acum nu mai fiind de pierdut. Ajută-mă să blochez ușa. Uite să ducem patul ăsta gros de stejar. Așa. Așa. Acum scrinul. Și tulacul ăsta de nuc. Ajută-mă ce să-l ducem. Așa. Uite că vine. Nu-i nimic să nu-ți fie teamă. Stai aici lângă mine. Nu-ți fie teamă, Jack. Deschide ușa! De ce te-ai săvărât acolo? Ești cel mai crud și mai mincinos gentilom din toată Anglia, Daniel Brackley! Ce tot poți corodești acolo, Richard Shelton? Mâinile tale sunt mânjite de sângele tatii! Sângele acesta nu se spală și într-o bună zi vei pieri de mâna mea! Deschide ușa să ne lărnim ca între bărbați, ce naiba! Ioana Sedley e cu tine? Cine? Ioana, adică Jack, Mecher, nu fă pe prostul! Ioana? Nu înțeleg ce spui. Sparge ușa!
Nu pune așa de ușor mâna pe noi, dragă Jack. Adică, domnișoară Ioana, cum de nu mi-am dat seama că nu ești băiat? Ce tot vorbești acolo despre domnișoare? Suntem prieteni, ce naiba? Ioana, am fost și vrășmași și prieteni. Am luptat amândoi, am văzut sânge și leșuri împreună, dar chiar te-am și lovit odată. În timpul ăsta am crezut că ești băiat. Acum însă când primești de a ne pândește mai mult ca oricând și tu vrei să vii cu mine, e bine, acum îți spun că ești cea mai bună, cea mai vitează fată de sub soare și de-o fi să scăpăm din cumpăna asta, eu nu mi-aș dori nimic pe lume decât o prietenă pe tot restul vieții așa cum ești tu. Dic, dar cum rămâne cu jurământul făcut în pădure? Lasă-l încolo, ce crezi că era o treabă serioasă, mai ales că tu nici n-ai jurat. Ia tu arbaleta asta. Hai, Ioana. Fugi, Dic. M-am dus. Fugi, fugi la noi, prieteni, și vin o să mă salvezi. Nici o grijă. Aștept, Dic. După el, nu trageți. Prinde Silviu pe puiul de năpârcă. De ce v-ați oprit ca proștii? Unde Richard Shelton? A sărit prin crenelul zidului. A scăpat. E în mâna săgeții negre. Și-a scăpat pasărea din colivie, Daniel Brackley. Planul lui Ellis izbutise deci doar pe jumătate. Pe Ioana Sedley nu reușise să o smulgă din ghearele hapsânului Daniel Brackley. Ei, Dick! Da. Cerul ți-a scăpat trupul din atâtea primejde de moarte. Eu altă dorință mai scumpă nu am decât să fiu de folos fiului tatălui tău. Om veni noi de hac la oaltă acestui nemernic. Mi-e teamă să nu-i se întâmple ceva lui Jack. Care Jack? Ioana Sedley. Nu, Dick, să n-ai nicio teamă. Îți făgăduiesc că dacă se pune la cale vreo căsătorie, ne pornim pe dată și o împiedicăm. Au plecat cu toții în codrul cel verde care acum se colorase în culorile ruginii ale toamnei. Ellis Duckworth se hotărâ să plece într-o recunoaștere mai îndelungată. În locul lui îl lăsase căpetenie pe Dick, fapt care avusese un răsunet favorabil acestuia în rândul haiducilor, mai ales că aproape 100 erau oamenii lui. Într-o seară, o ștafetă sosi în tabără cu vești de la Ellis Duckworth, chiar în clipa în care haiducii tăifăsuiau. Dick! Dick! Da? Dick! A apărut Sir Daniel. L-ai văzut chiar tu? Nu, a trimis vorba Ellis. S-a întors Ellis. Se vede treaba că da. Ștafeta mi-a spus să te anunț doar de Sir Daniel, că a sosit. Că e în drum spre celălalt castel al lui de pe țărm. Că merge pe jos ascunzându-se, însoțit doar de doi servitori cu lumânările aprinse pentru a nu se rătăci. Bine că i-a dat Ellis de urmă. Ce facem, Dick? E, cum ce facem? Alergăm pe urmele lui să vedem ce gânduri are de se furișează. Te pomenești care vreo întâlnire cu vreun om de-al Yorkilor. Simte vulpoiul chiar bate vântul dintr-acolo. Și Ellis, unde s-o fi dus? Ellis a trebuit să plece de mare urgență spre Hollywood. Că altfel venea el la tine. Și-a mai spus că încă vreo săptămână tot cu treburi va umbla. Și că tot tu vei fi cel care va putea semna orice faptă de-a noastră cu săgeata neagră. Haide-mi, băieți, atunci să mergem. Trebuie spus că Ellis n-avea niciun fel de treburi nici la Hollywood, nici aiurea. Și că dacă lipsea și acum, o făcea pentru a-l lăsa din nou pe Dick să se descurce singur. Bineînțeles că se ținea pe aproape pentru a putea interveni la nevoie. Sir Daniel venise într-adevăr la o întâlnire, dar de cu totul altă natură. Bine ați venit, Lord Shelby, punctual ca orice cavaler. Să intrăm cât mai repede, să vedem fata, ca să putem pleca înainte ca luna să apară. Da, da. Așa, n-o să știe nimeni de vizita noastră aici, în acest conac de pe malul mării, care pare complet părăsit. Da, 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 bine. Să auzim ce-și vorbesc. Rogers, tu ai reușit să-l recunoști pe cel care a venit cu caleașca? N-am reușit, dar tare miroase mie vânzare. Fac rămășa că e cineva din tabăra lui York. Altfel, deci nu s-ar fi dus ca orice oaspete la castelul mare? Dick! Da! Dick! A venit și eu. Nu m-a răbdat inima să nu-l văd pe Sir Daniel.
Dar văd că am ajuns prea târziu. Băieți, ia puneți umărul alături. Vrei să treci dincolo? Da. Nu crezi că e primejdios? Dacă te văd străjit. Eu cred că nu e nicio strajă. Sir Daniel s-a silit să-i facă pe toți să crede că e un conac părăsit. Și uite că acum bate și un alt gând. Nu cumva aici o fi ascunsă Ioana Sedley? Să știi că-i putea avea dreptate. Hai, suite. Ajutați-mă. Haide. Dar înainte de a trece dincolo, uite-te bine de tot. Da. Ce se vede? Nu se vede nimic. Nici o lumină. Ba da, parcă pâlpe una la primul cad pe sub un perdeal. O să trec dincolo. Hai și tu, om, dă mâna. Rogers, vii cu ochii în patru. Vezi la cea mică primește, dai semnalul. Ușor, ușor. Să ne tragem pe lângă pomii care mărginesc aleea asta cu pietriș. Am ajuns, Lou. Fii atent. Ce naiba mă urc eu până acolo sus? Uite, trage de iedera asta uscată. Eu cred că te ține. Da, ce zici? Ce și eu să văd. Ai dreptate, uite, mă sui pe ea. Așa. Am ajuns. Se vede ceva? Urcă și tu. Hai, dă mâna. Așa, poate îl cunoști pe gentilomul ăsta. Care cu Sir Daniel. Ia vezi. Uite. Pe toți dragii. Dar ăsta e Lordul Shelby în persoană. Ești sigur? Dar nimeni n-a pus la îndoială vorbele mele, sir. Se poate să nu-l cunosc eu pe Lord când l-am argățit cu tata de când eram mic de o șchioapă? Dar fata aceea frumoasă ca o zână, cine o fi? Te pomeniști că e chiar Lady de care ai pomenit? Zău, dacă știu, Lau, cu rochie și așa pieptănată, n-am văzut-o niciodată. Dar seamănă cu strângarul de Jake Maidham. Frumoasă e. Repede, jos. Ne cheamă Rogers. Ușor, ușor, fără călăci. Așa. Ce e, Rogers? Casa e păzită, Dick. Chiar când voiam să mă dezmorțesc până la colțul zidului, iată că văd dincolo, spre țăr, niște oameni care se târăsc și șoptesc tainic. Nu era de lui Sir Daniel? Nici gând. N-aveau hainele și cizmele albe? Nu. Colo spre țărm se vede bine, nu ca aici. Au haine negre și cușme la fel, cu un semn alb într-o parte. Semnul ăsta nu prea e de pe aici. Te pomenești că-s oamenii lui Shorby. Da. Și vor să o ia pe Ioana. Trage o fugă până în sat, Rogers. Da. Și adu cu tine câți oameni poți. Da. De tine depinde răzbunarea noastră. Am zbunat! Parcă se aude ceva. Da, ies cei dinăuntru. Uite, să ne tragem sub dunele acelea până trec. Ah, dar ajunge Rogers la timp. E sigur că Lordul vrea să o răpească fără știrea lui Sir Daniel și se va preface că pleacă cu trăsura. Da, chiar așa și e. Uite, se îndreaptă spre cupeu. Da? S-a oprit și mai stau de vorbă. Ah, dacă n-ar fi vorba de Ioana, îți dai seama ce bine mi-ar părea să-l lase pe Sir Daniel cineva cu buzele umflate. Da, uite-l, uite-l, pleacă. Pleacă și Sir Daniel. O ia spre foișorul verde. Ceilalți stau liniștiți. Desigur că a rămas cu oamenii cineva de încredere. Da. Mai ține-mă puțin să mă uit înăuntru în curtea conacului. Hai, ajută-mă! Sus! Uite, au stins și lumina! A? Au apărut și strejile pe la colțuri. Să nu te zărească! Fii atent, iese luna! Ai dreptate! Aici e mai sigur. Unde străjile? La fiecare colț și, desigur, că și pe partea cealaltă. Vreo 10 în total. Rogers! Rogers, ești într-adevăr un băiat de ispravă. Cât ți-ai adus? Vreo 40. Prea destul dacă mai socotim că îi luăm pe nepusă masă. Rogers, ia jumătate din oameni și așezați-vă în liniște la colțul care dă spre țărm. Da, da. Așteptați semnalul meu. Lou și cu mine mergem să o ocolim și să luăm din partea cealaltă. Mă interesează partea din spre mare, unde trebuie să fie și căpetenia lor. Acolo dăm lupta. Să mergem flăcăi și nu uitați. Totul repede și în tăcere. Așteptați semnalul meu. Hai, hai, înțeles, Roger? A fost o luptă scurtă. O încăierare de câteva minute. Cele două pâncuri ale săgeților negre se întâlniră pe malul mării. Ceilalți, cum stăteau risipiți, fură luați pe nepusă masă, așa că fără să mai socotească numărul vrăjmașilor, o luară la sănătoasă. Un glas puternic încercă zadarnic să-i oprească. Dick scrută întunericul.
Cel care strigase era un bărbat voinic și părea căpetenia celor fugiți. Un val uriaș venea spre ei. Dick se năpostia asupra omului, trântindu-l sub apă. Omul aproape se sufocă sub val, pe de o parte de lipsa de aer, iar pe de alta din cauza degetelor lui Dick, care îi strângeau beregata. În cele din urmă trebuie să se predea. Bravo, Rogers! Sunteți întregi? Da, niciodată! Aduceți-o lumină să ne vedem la față. Du-mă la căpetenia ta, tinere. Domnule, câte vreme oamenii care v-au învins sau o căpetenie, învingătorul dumneavoastră este acela. Dar, Sir Daniel, unde-i? Ce să caut el aici? Spune-ne dumneata mai bine unde-i Lordul Shelby. Nu mai pricep nimic. Ce să caut aici, Shelby? Pentru că dumneavoastră sunteți oamenii lui. Hai, Dade, ești glumeț, străine. Atunci de ce ne batem? Pentru că sunteți oamenii lui Sir Daniel. Sir Daniel? Blestemat să fie Daniel Brackley. Ultimul care a fost cândva omul lui este tânăra noastră căpetenie. Dar lucrurile s-au petrecut atât de mult încât cred că nu-și mai aduce aminte. Noi, domnule, suntem haiduci. Suntem săgețile negre. Cum? Bine, și atunci ce căutați pe aici? Fie-mi iertat că vă răspund cu o întrebare, dar dumneavoastră, domnule... Și dacă se poate aș vrea să știu pe cine salut în persoana dumneavoastră. Domnule, noi suntem potrivnici atât lui Sir Daniel, cât și Lordului Shelby, care sunt oamenii Lancasterilor. Vă voi povesti pe drum ce pricină m-am mânat încoace. Spun pe drum pentru că eu cred că ar fi mai bine să părăsim aceste locuri. Desigur că străjile au auzit zvonul luptei noastre și l-au anunțat pe Sir Daniel. N-ar fi exclus ca acesta să trimite ceva în perie. Da. Aveți perfectă dreptate, domnule. Să părim spre Tanstall. Prin pădure. Prin pădure. Acolo vom sta liniștiți de vorbă. Lau, rămâi aici de strajă cu doi oameni. Bine. Supraveghează conacul și anunță-mă imediat ce se zărește ceva important. Am înțeles. Mă găsesc la troita de pe drumul Tanstallului. Să mergem, domnule. Nu înainte, dar lăsa și eu, cu voia dumitale, un om de strajă. Chet, rămâi aici. Ai auzit unde ne găsești? Am înțeles, domnule. Vă ascult, domnule, ba chiar sunt grozav de nerăbdător. Domnule, sunt Lordul de Foxham. Lordul de Foxham? Atunci sunteți tutorile cele mai fermecătoare fete din Anglia. Așa e, domnule. Ioana e într-adevăr fermecătoare. A răpit-o însă acest Brackley. Știu, domnule. Și mai știu de asemenea că vrea să o cunune cu Lordul Shelby. Bine, dar ăsta ar putea să-i fie străbunic. Se vede treaba că aici rânduiala se face după cât venit aduce această căsătorie lui Brackley. Domnule, deși poate împrejurările nu sunt potrivite pentru așa ceva, îndrăsnesc să vă spun că o cunosc pe Ioana Sedley și că o iubesc din toată inima. Șericeați! Domnule! Pe rând, pe rând, băieți! Se vede treaba, domnule Shelton, că s-au ivit lucruri noi la conac. Da, domnule, așa cum spuneți. A venit Sir Daniel și a luat-o pe domnișoara Ioana și pe bătrâna care stătea cu ea. Cum? Le-a dus la castel. Păcat, aici era păzită doar de 20 de oameni, acolo sunt sute. După părerea mea, Lord Foxham, e mai bine că a dus-o la castel. Acolo e un dute vino continuu, mult mai ușor se pot strecura iscoadele noastre. Deci să stăm și să chipzuim cât mai bine. Nu înainte însă de a trimite o ștafetă cuiva care trebuie să știe de soarta mea. Lou! Da? Anunță-l pe Ellis Vickers. Am înțeles, Sir Richard. Alerg! Și iată că a doua zi au intrat pe poarta castelului odată cu niște actori de circ și doi prea cucernici călugări, care oricât ai fi vrut, nu i-ai fi putut asemui în niciun chip cu Dick și Lau. Totuși, ei erau. Ce facem, părinte Dick? Ce să facem, părinte Lau? Așteptăm. Mergem prin toată curtea, pe culoarele castelului, peste tot și binecuvântăm lumea. Binecuvântează-ne, frate. Și pe noi să ne izbutească spectacolul diseară. Și noi să reușim să facem bucate gustoase. Pax vobiscum, frații mei, și Domnul fie cu voi. Dick, da. Ia-te pe Ioana. Tocmai ieși din capelă și se îndreaptă împreună cu verișoara ei Alice pe castel. Haide-mi și noi mai aproape. Lău, lău, stai aici. Eu o să mă amestec printre oameni și o să încerc să mă apropii de ele. Stai aici. Hai să intrăm, Ioana. Da. Să intrăm, că prea se adună toată lumea. Iertați-mă. Oh, părinte, era cât pe aici să te prind cu ușa. Nu știam că vrei să intri și dumneata. Ioana, tu du-te sus, că eu mai stau cu părintele de vorbă.
Vii de departe, frate? De foarte departe, doamnă. Doamnă? Ciudat fel de a vorbi la un călugăr. De altfel ca și felul de a te purta. Am observat asta de la început și de aceea am trimis-o pe fată sus. Am vrut să văd cu ce gânduri ai ajuns aici și de ce vrei să te strecori în castel ca un hoț. Doamnă, vă asigur că nu sunt hoț. Dar nici călugăr. Doamnă, de tăcerea dumitale atârnă viața mea. Tac dacă mi te spovedești, părinte. Deci ești o iscoadă de-a lui York. Sunt iorchist, dar nu iscoada lor. Nu pricep. Așa precum spun, sunt o iscoadă, dar în slujba dreptății și a iubirii mele. Interesant. Și pentru cine iscoadești, prietene? Pentru mine, doamnă. De aceea aș vrea să vă rog... Taci. Aici nu-i loc pentru așa ceva. Vino cu mine. Vă urmez. Joana! Dick! Dick, dragul meu! Draga! Alice, Alice, încuie ușa, te rog! Dar de ce te-ai îmbrăcat așa? O, Dick! Dick, ce dor mi-a fost de tine! Și mie mi-a fost dor! Mi s-a spus că ai fost omorât de haiduci. De ce nu mi-ai dat niciun semn că trăiești? Acum trebuie să mă mărit cu lordul. Când s-a hotărât nunta? Mâine înainte de prânz la biserica din curtea castelului. Ce facem, Dick? Ce facem? Doamna Alice, în curte e un călugăr, îl cheamă Low. Da. V-aș ruga să vă duceți la el să-i spuneți să plece grabnic la ei și să le spună să-și unească grupurile cu ale lordului Foxham. Cu unchiul meu e pe aproape? Da, Ioana, pe aici, prin pădure. Cu toții așteaptă doar semnalul meu. Mă vă rog. Gata să-i spun lui Low să plece. Dick. Ioana. În acest timp, Sir Daniel Brackley împreună cu Lordul Shoby puneau la cale un plan. De ani de zile m-am luptat cu săgețile negre și nu le-am putut veni de hac. Ba, drept să spun, acum mi-e chiar teamă de ele. Frăția asta a săgeții negre va trăi până la cununia mea, sir. Oștile mele și dumneata știi că nu-s puțin numeroase, au înconjurat în cea mai mare taină pădurea unde Alice Ducors își are tabăra și grosul oamenilor. Iar mâine, la primul dangă de clopot, vor da atacul. Nunta mea va începe deci cu acest dar pe care ți-l fac. Îți curăț ținutul de haiduci și ți-alung spaima din oase. Îți mulțumesc, Lord Shoby, și recunoștința mea va fi pe măsura faptei dumitale. Abia aștept să aud primul dangăt de clopot de mâine. Ah, dar trece noaptea asta odată. Mi se pare cea mai lungă din toate nopțile vieții mele. Și iată că se făcu ora când trebuia să înceapă cununia. În uriașa curte a castelului Brackley, lăutarii, fluierașii și trompeții începură să cânte voios. Straiele tuturor sunt viu, colorate și vesele. Uite, uite, mulțimea se desface în două, lăsând un culoar de trecere pe echii de mii. Ia uite ce frumos! Pe Ioana Sedley, e albă ca neaua și merge agățată de brațul lui Fiorel. Și frumos, Elis Lessinger! Acest papaș în straie care ți-a ochii de atâta strălucire, pășește mirele. Ce bătrân țeapă și șchiopă! Lăutarii tăcură. Se aștepta semnul preotului pentru ca să înceapă cununia. Dirijorul corului și clopotarul se uitau la Lordul Shoby, care trebuia să arunce buchetul uriaș de la lele roșii pe pragul bisericii. Semnal ce însemna și începutul luptei împotriva săgeților negre. Și chiar în clipa în care ridică mâna, două șuierături se auziră și două săgeți negre ca tăciunele îi se înfipseră în trup. Una din față, trasă de cucernicul călugăr Low, și alta din spate, venită tocmai de pe acoperișul castelului. Viitorul mire căzu pe scările capelei. Se strâni o larmă de nedescris. Trădare! Trădare în suda biserică! Aici e ucigașul! Aici, Sir Daniel! Iată-l pe Richard Shelton! Prinde-ți-l! Fuge! Alarma! Să se dea alarma! Prinde-ți-l și pe crucea din Hollywood are să mă pomenească! Garda! Să vie garda! Să vie garda! Sir Daniel! Sir Daniel, da. Castelul este împresurat.
N-am mai avut vreme să închidem porțile. De peste tot zboară săgeți negre și cu fiecare ne pierde nostaș. Chiar mulțimea, în loc să ne ajute, parcă în adins ne împiedică. Ce porunci să facem? În primul rând, trebuie prins Richard Shelton. Apoi, repede și în taină mare, Ioana și Ellis trebuie duse în foișorul verde. Înțeles, acolo să vin și eu imediat. O caleașcă să aștepte în spatele foișorului, la zidul dinspre mare. Acolo nu cred că s-a gândit Ellis Ducor să-și trimită oștenii. Ai priceput? Înțeles, dacă totul iese cum trebuie, dacă scăpăm cu viață și reușești să ne conducem în siguranță la castelul lordului Shelby, ești un om făcut. Cum te cheamă, locotenentule? Parcă nu te-am mai văzut. Ești nou dintre oamenii trimiși de lordul Shelby. Da, sir, mă numesc Willis Ludlows. Ah, prea bine. Din clipa asta te numesc capitan. Grăbește-te! Ne vedem la zidul dinspre mare al foișorului verde. Înțeles. Într-adevăr, posibilitatea asta scăpase calculelor lui Ellis. Dick, cu toate că se luptase ca un leu, a fost în cele din urmă legat fedeleș. Locotenentul, acum capitanul Willis Lawless, își dusese la îndeplinire toate poruncile primite de la Sir Daniel, iar acum caleașca alerga ca vântul pe drumul Hollywoodului. În ea erau cele două fete, Sir Daniel, Dick, legat așa cum spuneam mai înainte, și Lawless. Nu prea ți-au ieșit socotelile, tinere domnă. Nici dumitale, Sir Daniel. Da, cu singura deosebire că tu ești în puterea mea și n-am să-ți las o singură închietură pe care să nu ți-o supun la cazne, trădător neobrăzat ce ești. Iar despre socotelile mele n-avea tu nicio grijă. A murit lordul, găsesc eu alt mire la fel de bogat pentru Ioana. Cred că am să stric eu toate planurile, Sir Daniel. Cum? Eu nu m-am mai mărit cu nimeni. Ce? De-abia aștept să ajungem la Hollywood. Mă călugăresc. Cum? Locotenente. Lady? Am să te rog să îi spui vizitiului să oprească o clipă la mănăstire. Te rog. Înțeles, milady. Ba, n-ai înțeles nimic, capitane. Dorințele unei doamne, Sir Daniel, trebuie să respecte. Da, dracu cu toate dorințele. N-ai să oprești nicăieri. Hai să mă duci direct la castelul lordului Shelby. Uiți în slujba cui te afli. Deloc, Sir Daniel. Mă aflu în slujba dreptății. Iar dreptatea e a domnișoară Ioana Sadley. Am impresia că ai urez. Ai nebunit sau ce naiba, capitane Lawless? Sir Daniel, cu respect vă aduc la cunoștință că numele acesta e primul care mi-a venit la îndemână ca să răspund întrebării dumitale. De fapt, mă numesc Duckworth. Ellis! Cum? Ellis Duckworth, Daniel Brackley. Săgeata neagră. În persoană. M-am îmbrăcat în hainele unui locotenent care nu mai avea nevoie de ele și mi-am urmat planul. Planul? Care plan? Pare rău, dar și eu aveam un plan. Nu numai dumneata. Cum? Era însă cât pe aci să mi-l dai peste cap. Uitasem de coridorul secret de la foișorul verde. Noroc că mi-ai păruncit dumneata cum să procedez. Viața dumitale de jaf și o primare se apropie de sfârșit. Fă-ți rugăciunea. Iertare, Ellis, iertare. Îți dau toată averea mea, castelul și pământurile, pădurea și colacul. Îți las tot, nu mai lasă-mi viața, Ellis. Viața ta, Daniel Brackley, nu mi-aparține. Ea este al lui Richard Shelton, căruia i-ai ucis tatăl. I-ai furat averea. I-ai luat fata pe care o iubește ca ochii din cap. Ioana, ia cuțitul acesta și dezleagă-l pe Dick. Să facă el dreptate. Dick, Sir Richard, ce-i adevărat? Sunt vinovat de toate cele spuse de Sir Ellis. Am greșit în fața ta, în fața lumii, în fața tuturor, pentru că am fost orbit de pate valăclomii, dar tu nu ești lacom. Lasă-mi viața și am să mă duc oriunde, aiurea. Ellis, eu nu pot să-l judec. Ce mi-a făcut mie a trecut? Sunt însă oamenii din Shelby, oamenii pe care am năpăstuit toată viața. Atunci, să-l judece ei.